Aventura noastră în Divizia 2 începe astăzi, prieteni. Divizia 2, cea mai grea divizie dintre toate cele printre care am trecut până aici, ultima treaptă pe care trebuie să o urcăm ca să ajungem în sfârșit în Divizia 1 să încheiem acest drum. Ne trebuie 6 victorii din 10 meciuri pentru a face acest lucru și am 21.000 de coins, un record foarte frumos. Și această echipă din Spania pe care o să vând, care m-a servit bine. N-am avut nicio înfrângere cu echipa din Spania, 7 victorii și eu un egal. Am 7 victorii la rând, să vedem până unde mai merge această cursă impecabilă a mea spre prima divizie. Acum o să revin după ce îmi vând acești jucători. Bun, contractul lui Carvajal s-a terminat fix acum, când am reușit să promovez la fix. S-a terminat contractul lui, iar Koke doar ce s-a vândut și am 52.000 de coins, 417. O sumă foarte bună și pot să-mi fac chiar o echipă excelentă pe care o să o vedeți imediat. Acum mă voi forma și eu o să vă arăt și vă mulțumesc mult pentru susținerea de la ultimul episod. Am în momentul de față la prânz 1600 de like-uri și 8000 de vizualizări. 1600 de like-uri. Deci e cam cel mai lăicuit, ca să zic așa, episod al meu din istorie. Nu știu la FIFA dacă am mai avut ceva asemănător. Dacă am putea face și astăzi 1500 de like-uri ca să ținem traseul ăsta impecabil și băi câte like-uri, fantastic. Aștept ziua în care o să fac și eu pentru prima dată 2000 de like-uri. N-am făcut niciodată. Nu știam dacă se va putea vreodată să fac eu 2000 de like-uri, dar acum merge și la cum susțineți voi această serie de drumuri spre Divizia 1 și nu numai FIFA în general, de fapt. Am putea ajunge chiar în curând, așa că hai cu 1500 de like-uri și la episodul ăsta și acum trec să fac echipa. Și mi-am făcut echipa, mi-au rămas și 8600 de coins și mai trebuie să-mi iau 3 jucători pe care îi voi lua de la catalog. Unul dintre ei este Jack Butland, care va fi portarul meu, normal, Butland, nu puteam să joc fără Butland. Eden Hazard este al doilea, iar al treilea va fi Hatem Ben Arfa, care joacă la PSG. Și am făcut un hibrid cu 3 jucători de la PSG, iar restul din Premier League. Să-i pun acum și în echipă. Hazard va trebui să-i dau și un de la să-l fac un card, să-i schimbe poziția în winger. 400 costă asta. Și mai iau și un antrenor, cred că o să-l iau pe Wenger. Și cu 750 de goni să-l iau și pe Arsene Wenger să am antrenor de calitate. Că acum în divizia a doua va fi greu, trebuie să am echipă, staff, tot. Și echipa mea asta este în 4-3-2-1 cu Butland în poartă, pe care l-am luat de la catalog. Urmează Antonio Valencia, fundaș dreapta, pe care l-am luat cu 4600 de coins. Chris Smalling, tot de la Manchester United, cu 5000 de coins l-am cumpărat. Marquinhos, de la PSG, l-am cumpărat cu 2000. Curzava a fost 1900, tot de la PSG. Fernandinho, care este un mijlocaș excelent, foarte echilibrat, de la City, 3000. Kanté, la fel, nu se poate fără Kanté, defensiv este fabulos, aleargă foarte mult, este mereu acolo, 14.250. Cel mai scump jucător din echipă pe care l-am cumpărat eu din coins. Ben Arfa, de la catalogul, completează mijlocul. Urmează Sadio Mane, right forward, cu 3.700 l-am cumpărat. Eden Hazard, care este piesa de grație a echipei, 5 meciuri va juca pentru Vastea Creștină. Și Romelu Lukaku, noul jucător al lui Manchester United. 9.300 a costat cu Hunter pe el. Sper că va da multe goluri strângaciul ăsta. Am nevoie de el pentru a accede în prima divizie. Și vezi că îmi fac o echipă semi-stelară. Uitați-vă la rating acolo, 4 stele și jumate. Vezi? Semi-stelar? Glume! Și puteți observa că toată lumea are efectiv full chemistry în acest hibrid. Marquinhos n-are antrenor, că Wenger e din Premier League și de are 9, dar este o echipă foarte bună și dacă aș putea să-i cumpăr pe acei 3 jucători, i-aș lua, sincer să fiu, pentru că arată foarte bine echipa asta. 160.000 de coins ar costa dacă i-aș fi cumpărat pe toți 3, ceea ce e o sumă foarte bună. 160.000 de coins sau o echipă nu e chiar așa ușor. 4 linii de latency, Ostapchuk, jucăm cu un rus. FC Simoni, ai care 3 linii sau 4, 3 spre 4, jucăm cu crucea pe piept, el în verde. A ieșit. Bă, ăsta-i cu Satan, ați revenit? A văzut crucea? A văzut cum a văzut crucea, a ieșit? Asta era Satan. A scăpat de Satan ăsta, mă bătea, fiți atenți. Jucăm cu Russian Bear. Ursul rus de Antonie, echipa lui. Și jucăm cu crucea pe piept, el în echipamentul Columbiei.
care e efectiv doar e făcut în paint, frate. E. Băi, ești nebun. Batran de la Footies, Filipe Ruiz, David Ruiz, Inform, Smalling de la Footies, Berin de la Squad Building Challenges, Kante Team of the Season, Herrera Team of the Season, un portughez ca să facă Ronaldo, Chemistry, Martial și cu Dembele de la Champions. Ăsta e un adversar formidabil, joacă pe Old Trafford. Ce echipă, băi! Aoleu! Dar cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o pe Old Trafford în drumul spre Divizia 1, Doamne ajută! Vai, vai, vai! Cel mai bun jucător, poate, pe care l-am întâlnit va fi acesta. Haide, Doamne ajută! Hai, Kante! Kante, excelent! Și este acolo, Sadio Mane! Mane, întoarce foarte bine, Mane! Gol! Sadio Mane! 1-0, 3! Ce? Cum? Da, am deschis scorul la prima mea fază. Și m-a speriat echipa lui Mane, ce șut! Ce șut al lui Mane! Butland învins la primul șut. Nu prea se întâmplă asta. Da, deschidem scorul la acest meci foarte complicat, cred. Nu știu, la ce echipă are. Este o echipă fantastică. E o echipă mai ceva, e o echipă universală, nu stelară. E deja la un alt nivel. Cu Martial de 86, cu Herrera, Kante, Team of the Season, ce jucător! Ronaldo, îl are până și pe Ronaldo. De obicei, să știți, când îl ai pe Ronaldo la Ultimate Team, prins handicap. Sper să prindă și el, că altfel e greu de bătut. Oh, ce fake shot acolo. Mingea ajunge la Dembele, care e la fel de bun cu ambele picioare. Butland respinge și el pune pauză, deși mingea ar fi fost la mine, teoretic. Corner și jucătorii mei sper că se pot apăra. Intră Piszczek, da, până la urmă mijlocaș central probabil este varianta lui Team of the Season, care este foarte echilibrată. Kurzawa, ai grijă, bă, băiatule. E bine acolo, Lukaku, care are spațiu, Lukaku. Hai că a rămas mingea la noi. Kante. O, vine Ben Arfa din spate. Ben Arfa cu șutul. Băi, Butland, ce intervenție. O, în Kante, nu se poate. Este gol. Este gol, dacă ați văzut așa ceva. Și Satan, dă un gol de celebrare, ce mai contează. Ce face Hazard, da, ciudat. Băi, așa ceva, încerca să te cacheze și era Kante acolo. Aoleu, v-am zis că e Mane era, stați, nu Kante, Mane. E în curg, bă, toți sunt negri, uite și tu, numai negri, peste tot. O, bine. Lukaku, a trecut, Lukaku este 3-0, mă, mai ziceți mă ceva. Mai ziceți ceva de nu merită drumul ăsta spre Divizia 1, 3, 2000 de, 80, 272 de mii de like-uri. Doamne, 3-0 cu echipa asta, nu vine să cred. Ce șut perfect al lui Lukaku. În minutul 2 și bă, prea ușor, bă, ăsta e drum pentru mine, mă, ăsta e serie pentru mine. Na, mă, cu cine juca, duceți-mi adversari. Oastea creștină e prea puternică, ce pasă acolo. Ce pasă acolo. Și e Ben Arfa. Da. Unde-i mă Ronaldo? Ronaldo. Bă, să nu-l luați niciodată pe Ronaldo la Ultimate Team. Dacă ați urmărit și Retro FIFA cu Quick, nu e, frate. Nu mai joacă nimic echipa ta dacă l-ai pe Ronaldo. Oh, ce bine, se duce Ronaldo acolo. Ronaldo. Kurzawa. Și a faultat. Dar jocul continuă. Avantaj pentru el. Piszczek. Piszczek blocat de Fernandinho. Tot la el rămâne. Filipe Luis. Cu pasa la Dembele, care este extrem de periculos. Kante. N-are pe unde, e bine asta. Dembele în blocaj și hai un contraatac, un contraatac. Duceți-vă, du-te Mane, du-te. Dă-i mânia Fernandinho. N-a putut Fernandinho să dea pasa aia acolo. Excelent Smalling. Oh, Smalling, pasa bună la Ronald. Bă, Ronald e zero, vă jur, la Ultimate Team. Poate prinde și el un meci din nu știu câte bun. Oh, Lukaku, bravo, bă, tată. Și acolo Eden în fundul lui Filipe Luis. 3-0 pentru mine la pauză. Nu credeam așa ceva. E chiar o surpriză după ce am văzut echipa aia. Așa echipă și să am 3-0 cu echipa mea. E 150.000 echipa asta. Mă zic că e bună. Echipă fantastică. Vă recomand sincer. Acest hibrid este excelent pentru acel preț. Dacă jucați și voi la Champions, vă puteți face această echipă și ați avea succes cu ea, cred eu. Dar să nu vă bazați pe viteza lui Lukaku, pentru că nu prea există. Dar e un atacant solid de care vă puteți folosi în diverse ocazii. Oh, s-a dus Cristiano Ronaldo spre careu, dar Marquinhos.
Băi, n-a făcut nimic. Nimic nu i-a ieșit. Cred că ar plânge dacă ar fi jocul atât de realist. Oh, Ronaldo, ia. Ben Arfa, da. Încercările lui Ronaldo. Poate ieși, frate, de a trece de apărarea mea. O, Lukaku, vai. S-a ridicat totuși, băi, un tank ăsta. Ce jucător acest Romelu Lukaku. N-am avut cum să-mi țin, băi, și știam că e de la ăla, dar uneori n-ai ce face. 3-1, 77. Marțial. Atacam fabulos acela de 86. Un vârf de senzație. Reduce puțin din diferență și face mai interesant cât de cât acest final de meci. Urzava. Către Ben Arfa. Ce dribling a lui Ben Arfa. Excelent. Ben Arfa trece și o centrare la Lukaku. Patland scoate în corner. Ce fază a lui Hatem Ben Arfa. Ce jucător, ce dribling poate să aibă francezul ăsta. Și aici Lukaku, dacă el a mai bine plasat, putea încerca o foarfecă, dar ținut foarte bine de fundașii lui. O centrare acum către Mane. Mane, bară! Și Kurzawa e în offside. Aici se trână faza mea. Bara aceea, băi, nu se putea fără bară, mă. Chiar mă întreba, unde e bara, băi, frate? Prea merg toate așa bine. Gata. Victorie, mă! Am câștigat 3-1. Primul meci din divizia a doua. Băi, nu ne poate bate nimeni. Mergem. Tocară. Băi, ce echipă a avut. Băi, și l-am dat cap până și pe ăsta. Așa ceva. Ursul rus cade pradă oastei creștine și hai cu următorul meci. O să iau 3 carduri de fitness pentru că 3 jucători de ai mei nu prea au fitness. I-am cumpărat așa, aveau vreo 80, dar n-aveam ce să fac la prețurile alea. Am încercat să-i cumpăr cât mai ieftin. E vorba de Smalling, Kurzawa și cu Mane. Mane l-am luat așa pentru că are poziția de right forward, RF și mă ajută la chemistry. Am sacrificat 200 de coins pentru asta. Și hai să trecem la meciul 2. 4 linii, M Vigor, FC Green Power îl cheamă, echipa lui este Blue, jucăm cu Igor, frate. Cu Crucea, mă, ne-a servit bine Crucea. Până nu mai pot să joc fără Cruce pe piept, hai, n-am ce-i face, să vedem ce echipă are el. Haide, ca bă, ce echipă au ăștia în divizia a doua, mor. 4-3-3 ofensiv cu Horn, în partea, nu știu sigur, Alonso, cu Aspiricueta, Team of the Season, Tah, Piszczek, în form fundaș dreapta, Lallana, Thiago, Team of the Season amândoi, cu De Bruyne, mijlocaș central ofensiv de la Champions și îl mare pe Jesus, vârf, pe Martial și mai era cineva. De observat că toți ambii adversari de până acum joacă la FUT Champions. Au acel inform De Bruyne de data asta, pe care l-au câștigat la premiile lunare. Deci sunt jucători care joacă FIFA foarte des. Nu e chiar atât de ușor să ajungem în prima divizie, se pare. O pasă în spate, e riscantă. Un pressing bun, mi-ar aduce posesia din nou. Excelent, superb. Lukaku. Romelu Lukaku, ce spațiu are, ce greșeală din partea lui. Lukaku, este gol 1-0, minutul 21. Extraordinar. Lukaku. 1-0 și cu ăsta. Credea că pasez și și-a dus ambii fundași acolo. Nu îi lași culoar lui Lukaku niciodată. Hazard foarte bine și... Hai, cineva, e Lukaku! Apără Horn. Ce vârf e Lukaku până acum? Știam eu că e bun, dar nici chiar așa. O, ce pasă bună, superb! Mane, hai Mane, apără Horn, e corner. Corner și aici se pot face multe. O centrare bună din partea lui Hazard, dar aduce un gol. Horn boxează. Oh, Jesus la De Bruyne, De Bruyne! Apără Butland, uluitor! Ce-a scos-o Butland pe asta? Mă ține în meci, mă ține în avantaj. Jack Butland. Ce face? A șutat? Da, a șutat, am înțeles. Oh, ce centrare și... Nu se poate, mă, așa ceva. De Bruyne egalează. Băi, eu mă duc spre divizia 1, nu tu, pleacă, mă, de aici, auzi? El se duce spre divizia 1, niciodată. Niciodată, nu știu cum a dat golul ăsta. Cum? Băi, am oprit mingea. Reluare de pe linia porții. Reluare! Dați-mi reluare, mă. Nu e posibil, mă, așa ceva, am oprit-o. Pauză, chiar înainte de pauză din corner. Păi, cum să-mi dea gol altfel? Păi, ia, da, ce?
Не-не-не, акула. Акула. Вообще. Да? Ну. Ia, vedem reluarea. Da, e piciorul lui în poartă. Foarte aproape Smalling să mă salveze acolo. Sperăm că Igor nu mai este la consolă și nu știu ce face. Voi da gol dacă o degajează și nu mai e, asta e. Riscul meseriei. Așa e când ai prietenă. Săracul Igor. Gol, mă. 2-1. Ben Arfa, da, care e prietenă, bă, Igor. Ce să-ți fac, mă? Asta e viața, știi? Asta e viața. Ce să-i facem acum? Victorie pe gratis de la pauză. Dar oricum, prima repriză, părerea mea, este că am dominat-o și merit victoria asta în cele din urmă. Da, ce gol de Lukaku. Din adversar. Frumos, intră și mingea în poartă. Din piciorul lui Tah este autogolul lui Tah. Mamă, își distruge camera, ce cu băiatul ăsta? Și a revenit în sfârșit Igor. Bă, dar a durat ceva, frate. Mi-e deja minutul 65. Acum hai să jucăm, ce să zic. Gavi, Jesus! Eurogol din afara careului. În minutul 74. Băi, a dat frumos, nu mai așteptam să fie în stare să scrie de acolo. Ololo, băi, ești nebun? Nu mai așteptam așa ceva. Thiago, 4-3, nu se poate, o, nene. Este 4-3. Șutul ăla, imparabil, de unde le scoate pe astea? Ne băgăm pe ultra defensiv. Va fi un final de foc. Nu mă așteptam la așa ceva. Mamă, ar fi super să mă egaleze, știți? Ar fi tare rău de tot. Eden, hai. Hai, Lukaku, urcă. Romelu. Hai, belgianule. Hazard, super, Mane! Spre divizia 1! Ne duce, Mane! Și Hazard s-a decis să-i mulțumească și stătea ăla pe el. Chiar mă, ăștia lângă panoul publicitar, de ce stau așa în poziția aia? Și aici se termină și acest episod. 2 victorii din 2 meciuri în divizia a doua și mai am nevoie de 4 din 8, jumate din meciuri să le câștig pentru a accede în divizia 1 în sfârșit. Acest drum atât de lung a început din octombrie, iată-ne în iulie în divizia secundă, dar băi, măcar ajunge la sfârșit, știi cum e? Cătinel, nu ne ocărește nimenea, nu ne grăbim, mergem ușor, cu atenție, cu mare atenție. Bun, dacă v-a plăcut acest video, ca de obicei, nu uitați să lăsați un like pentru că ajută seria fantastic de mult. Și, da, eu am fost Teo.